îl vei trăla pe Darusel Domenești pe ca propriul papagal de companie. Ei bine, astăzi vreau să-l spionez, practic, să mă fac un papagal. După cum puteți vedea, am aici acest morph gauntlet, nu știu cum se numește, în fine, dar m-am făcut papagal, după cum puteți vedea, și astăzi o să-l trăiesc pe Darusel și o să-l spionez în felul următor. Dar fiți atenți cum o să fie, o să fie ceva mult mai interesant față de ce am mai făcut noi până acum, dacă mai știți ce am făcut, pentru că am făcut multe chestii și am văzut că v-a plăcut și de-aia am să facem în continuare. Și acum venim cu ceva diferit. Ei bine, eu m-am gândit să fac un fel de povestioare, după cum puteți vedea, sunt aici în fața casei lui Darusel și să-i zic ceva de genul: bă, Darusele, am un cadou pentru tine, o să-ți aduc o pasăre, o să-ți aduc un papagal, ceva, cum o să zic eu, nu știu cum o să-i zic, dar cum o să-i aduc eu asta? Înainte de toate, noi trebuie să facem o colivie, să construim o colivie, așa că eu cu Darusel o să ne punem să construim o colivie, vedem pe unde facem acolo plaier prin casă, după aceea eu o să plec și o să vin cu papagalul și să vedem când vin cu papagalul, să sperăm totuși că Darusel nu o să fie aici, probabil oricum o să plece la calculator sau unde să o cer să-și facă treburile când eu să plec de aici, că de asta am zis așa, iar în momentul în care eu vin ca papagal direct, adică practic mă transform direct într-un papagal, eu o să strip pe Darusel și în momentul acela o să-i zic: bă, Darusel, eu o să plec, hai că te las cu papagalul, vezi că l-am pus în colivie, ceva de genul, și când o să vin acolo, o să vreau să văd cum se comportă Darusel cu papagalul, dacă știe să aibă grijă de el, dacă se comportă frumos cu el și ce secrete mai are el de unul singur, adică practic dacă mai vorbește cu cineva, cu vreo fată, cu ceva. Ei bine, hai să nu mai stăm la discuții și să-i dăm drumul la challenge, la cel mai mare troll. Nu e challenge, dar este un troll super, super tare. Da-na-na-na-na. Și hai să înceapă aventura. Și uitați, aici un papagal. Mă, ce coincidență. A, uitați-i pe Darusel în cameră. What the fuck, doamne. Uitați-i pe... Ok, uitați-l pe prost acolo. În fine, alunele, ce, doamne, iartă un fai, bă, ce facem ăla cu răsoare? Alunelu, alunelu, hai la joc. Uitați-i să fie cu mult foc, să fie alunelu. Hai să vedem, mă, ce face ăla. Doamne, ferească sfântul Darusel. Alo, bă, ce fai, bă, la geam? Alo, bă, bă, Darusel. Ce vrei? Vino aici, că vreau să vorbim ceva. Bă, prostule, fii atent, Darusele. Am ceva să... Bă, domnule, prostule, că m-ai și speriat. Fii atent, bă, am o surpriză pentru tine, Darusele. Vreau să-ți aduc un nou animal de companie în casă, Darusele. Ce părere ai? Cum adică deja te avem pe tine? Deci nu ai porc, Darusele. Vezi că te aud încet rău de tot, Darusele. Ia vezi, vezi. Și ce, bro? Ia vezi că tu ești porc, Darusele. Fii atent, bă, Darusele. Astăzi am o surpriză pentru tine și anume vreau să-ți fac un cadou foarte, foarte special. Dar înainte de toate trebuie să facem o colivie. Nu, Darusele, trebuie să îți fac un animal de companie, dar înainte de toate trebuie să construim noi amândoi, Darusele, o colivie, adică o să duc o pasăre, Darusele, și unde vreau... Gata, am făcut o colivie, gata. Bă, colivie, doamne, iartă-mi, facem aici, Darusele. O să facem o colivie frumoasă, Darusele, cu toate aia, cu lanțuri, cu toate alea. Dar în primul rând, unde vrei? Vrei să facem undeva pe aici? Bă, prostule, nu mai da, zi pe unde. Darusele, vrei în cap? Vino, come on, after me. Unde ești, mă? Bă, nu te văd, alo, pe aici, ok, ok, hai, ce, unde vrei să-ți faci colivia? Ia, uimește-mă și pe mine. Bă, și ce, bă, tu m-a pus să merg să... De ce nu poți să sar? Doamne, cât de prost e copilul ăsta. Doamne, cât de prost poți să fii copil, în fine, așa. Aici, uite aici, frumos. Aici se vede casa mea și camera mea. Bă, colivia în casă, mă, omule. Ce par pervaz aici. Ce, doamne, ia, bă. Uite aici, la fel, aici. Nu, mă, nu, vină, mă, Darusele, că știi eu un loc mai bun, Darusele. Aici, colivia, la fel, ce e aia? Ce e aia, mă, doamne, ce vorbești mă acolo? Vorbește-mă cum trebuie, omule, să te auzi și eu. Vină aici. Ce e aia, colivie? Bă, nu știi ce e, bă, tu... Fii atent, hai ca să-ți explic pe termenii tăi de copil prost ce ești, Darusele. În primul rând, tu în ce dormi? În pat! Așa, și tu în ce locuiești? În casă? Casă, da! În ce? Casă, da! Păi de ce vorbești așa, în cosu, da? Bă! Da, în casă, mă rog, frate, de ce? Așa, și tu dacă locuiești în casă, el nu trebuie să aibă și el propria lui casă? Păi da, unde era, frate, fie antenă, pat lui și patul lui! Bă, prostule, ăsta poate de... Bă, papagalul trebuie să aibă colivie, să, unde să simte cel mai bine și doarme și în ea, mănâncă în ea, Darusele, pentru că nu poți să împrăște... Păi dar nu poți să împrăști... Păi dar nu poți să împrăști meu pe sotul prostule și poate ai nevoie și tu să fii mai liber, nu poți să... Poate fugi ăsta din casă, Darusele, dacă-ți fugi ăsta... Aaa, bine, bă, Rafale, hai, da, unde o facem? Mă, ce limbă vorbești, mă? Bă, cum adică unde o facem, mă, Darusele? Păi o facem... Unde să o facem? O facem... Ia, du-te, mă, dacă... Ok, vrei să facem la etaj sau jos? Unde vrei să facem, în primul rând? Ideea e că ar trebui să vin așa, dar mă gândesc eu, fii atent. Unde ești? Jos, fii atent, Darusele. Am eu o idee foarte, foarte bună. Vino. Trebuie să facem undeva, nu știu, să vin așa de sus și să fie undeva pe aici, la jumătate. Știi ce zic? Eu zic că e bine. La Fortnite. Ce fă de la Fortnite, bă? Doamne, cât de prost ești. Hai că revenim, Darusele. Acolo facem, acolo facem.
facem schimbi de toți catulet. Doamne, ce limbă vorbești, meu? Doamne, numai el știe, mă, băieți. Bă, dar să le fii atent, eu am luat niște materiale, ți le dau și ție, nu știu exact să vedem cum o să facem. Dacă vrei, nu știu, vrei să facem... Nu, Rafale, bă, Rafale, dar eu de unde urci o slămuță? Bă, cum adică unde urci, mă, că nu știu... Slămuță, arăsesc fiantele, bă, Rafale, unde ce facem? 1, 2, 3, 4, 5... Mă, ce faci, mă, bă, prostule, ce... Omule, bă, Doamne, lasă-mă pe mine să fac eu cu Olivia, că tu nu ești în stare, dar în sele, bă, omule. În primul rând, cu Olivia trebuie să faci așa, fii atent, că facem asta așa să fie o bidem, așa cum ar fi să fie prins de ăsta. Ne ducem așa în jos, iar de aici o să vină, practic, partea de sus unde are el căsuța. În primul rând, trebuie să iau și eu niște sleburi din acestea, dacă există, hai că e perfect, există, să-l facem și noi frumos, nu să ne batem joc de căsuța lui, că până la urmă este un papagal. Am o căsuță mică! Și așa, și frumos se ridică, așa, așa, așa. Și apoi au așa casă, e așa, așa, așa. Gata, 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 că nu știi să vorbești, lasă-mă în pace, ok, bun. Deci facem așa, iar aici trebuie să avem așa, perfect, trebuie să-i facem asta, dar pune de desubt, dar să-i așa, în locul practic unde el o să stea, vino aici jos, trebuie să pui așa, aici o să stea el jos pe astea și... Rafale, persist! Ce persist, mă, ce Doamne, inimă vorbești mă acolo, ok, bun. Iar acum, ce trebuie să facem noi, să facem fermătoare, că facem o asta, ceva de genul așa, bă, nu prea am eu idee. Sincer, oarecum cum să facem noi cu Olivia asta, dar poate o să iasă ceva șmecher. În fine, hai că vedem. Deci punem așa. Gata, dar să-l gata. Vorbește cum trebuie, omule, nu-ți mai bate joc. Fii atent, fii atent. Hai că trebuie să ne chinim aici. Lăsăm așa sau facem ceva și cu albastru sau altă culoare. Vrei? Ah, ok, ok. Bă, arată interesant, mă, dar nu e chiar cu Olivia asta. Bă, nu mai pune asta pe margini sau? Pe fapt, nu știu, mă. Bă, dar Rafale, fii atent, Rafale, vreau ca capastra asta să se vadă că bă, că băiețea care am făcut o noi, adică noi care am făcut casa lui, să zică, bă, dar mă, băiețea și-a mă iubesc. Ce, bă, Doamne, Doamne, nu ai dar să știe ce limbă vorbește, mă, oameni buni. Deci mi se pare absolut incredibil așa ceva cum poate să fie copilul ăsta, dar na, e dar să-l pe la urmă, ce să-și face? Bă, Rafale, fii antină, vreau ca pe astrea să știi că părinții lui sunt niște părinți cu mici și șute și-l ajută. I-am făcut aici o bani. Mă, ce bani, bă, nici măcar nu te auzi, mă, ce părinți, bă. Bă, Rafale, i-am făcut o bară de dansat, ai ciote. Ce bară de dansat, mă, Doamne, cât de prost ești, dar zele, da. Da, hai că ești prost, Darusele. N-ai pic de creier în capul ăla, Darusele. Pă, bune, adică nu știu ce să zic. Bă, dar nu mai pune, stai! Alo! Alo! Darusele! Alo! Nu mai pune, ți-am zis, omule, Doamne, dar nu știi, mă, să fac. Așa, bun, perfect. Iar aici rămâne așa ceva de genul. Și punem ăsta, bun, să aibă cum ar veni o aerisire din asta ceva de genul. Și cam asta o să fie, practic, asta o să fie cu Olivia. Bă, nu știu dacă... Let's go, guys! Am încercat să fac ceva aici, dar nu știu cât de bine aici, dar în fine, eu zic că e ok, nu știu, dați voi anotul, o notă acolo, chiar sunt curios, în fine, dar să le... Pasărea, păi, uite acum vreau să spun despre pasăre, eu o să mă duc repede acasă, dar însele, și o să fie cum trebuie, cum ar veni. Ah, ok, bă, Rafale, dar vezi să nu mănânci pe drum. Să, Doamne, ce limbă vorbești acolo? Să nu mănânci pe drum. Da, păi eu mănânc păsări, dar însele, Doamne, cât de prost ești, hai, du-te la tine. Ai, gata, taci, Doamne, unde, Doamne, iartă-mă să o ce? În fine, să înceapă trollul. După cum puteți vedea, am făcut această colivie cu ajutorul lui Darusel, care nu prea a fost ajutor foarte mare, dar acum o să-l spionez pe Darusel ca papagal. În primul rând, hai să mergem după papagal, cum ar veni, că i-am zis lui Darusel că eu încep după papagal, acum plecăm repede din casă, ne ducem să facem rost de un papagal, cum ar veni, ne transformăm în papagal și da, o să înceapă trollul să-l spionăm pe Darusel, să vedem cum o să reacționeze, adică cum se comportă el cu papagalul și ce secrete mai ascunde el, dacă mai vorbește cu fete, dacă mai face chestii, de ce nu, în fine? Ai, gata, hai că ne primim acum în papagal. Să sperăm totuși că nu e acolo în apropiere și da, hai să vedem cum o să iasă. Dar Darusel, gata, ți-am adus papagalul. Vezi că eu să plec, mă duc acasă repede, că am niște treabă de rezolvat. Vezi că e în colivie. Ok, bun, fraților. Ok, în momentul de față trebuie să ne activăm asta ca să nu mă audă. Bun, gata, acum nu o să mă mai audă pe mine. Să sperăm că o să fie totul bine, că practic așa să nu mă audă cum ar veni. Eu sunt papagal, toate astea. Să vedem ce o să facă. Dar unde e, mă, prostul? Deci nu e pe aici. Nu știu. O fi jos pe acolo în pândirea. Deci papagalul stă aici în colivie, dar să el nu vine. Uitați-vă. Deci i-am făcut cadă un papagal și el nu are grijă de papagal. Mi se pare absolut incredibil, fraților. Uitați-vă. Uite-l. Ia să vedem, ia să vedem. Doamne, uite la papagal, mă, banii, Doamne, cât de prost e ăsta, Doamne. Papagale, bă, ia-te banii înapoi, bă, fiantele, dacă-mi dai banii, îți dau sâmburi, am sâmburi de ăștia verzi, bă, dar ce dai mine, banii? Am sâmburi de ăștia verzi, am pampă galben.
Doamne, ce limba vorbește asta? Băi, prost rău tot, doamne, uitați, ăsta vorbește cu papagalul, întreabă, doamne, ăsta crede că vorbește cu... No, nu, Limba, care vrei? Doamne, ăsta vorbește cu papagalul, ăsta crede... Bă, dar nu-i papagal vorbitor ăsta, mă, mă, cât de prost e. Ia, uite, ia, ia de aici! Doamne, ce faci, mă? E că vreau să-i minți, ia, uite, s-au dus la calmine, Doamne, ăsta scuipă, doamne, deci nu-l mai supăr pe copilul ăsta, scuipa semințe pe papagal, mama, acum eu trebuie să rămân aici. Și da, ce să-și facem cu prostul ăsta, a intrat în colivie ca prost, eu nu știu cum ai... Doamne, dă semințe la papagal, n-am mai văzut așa ceva cât de prost ăsta, nu știe mă să se comporte cu un papagal, îi dau și un animal de companie cum ar veni. Ok, deci eu chiar nu trebuie să-i dau niciodată un animal de companie, că uitați-vă cum să, practic, cum să... Exact, nu mai am cuvinte. Deci, money. Ia bă și pune că bă, fume tatele, bă, fume și le faci foamea, atacă, te-am zata. Doamne, cât de prost e. Acum fiți atenți, practic, că dacă l-ar să-l pleacă, hai să mergem după el. Cum ar veni, îl spionăm, acum începe spionajul și toate astea. Practic, el oarecum nu trebuie să știe că a ieșit papagalul și astea, adică în același timp mă ascunde el, dar în același timp să vedem ce face. Cred că s-a usat calculator dacă bănuiesc eu bine, nu? Adică altundeva n-avea. Doamne, deci la calculator, pă, bun, uitați-vă aici, eu fiți atenți, hai că mă pun... Bine, Ioane! Ok, haideți că mă pun... Oare pot să stau aici în pat? Mamă, fiți atenți că nu mă văd ca papagal. A, dar nu rămâne. Dar tot nu mă văd că stau aici de sopt, în fine. Fiți atenți, hai că mă pun pe aici prin părțile astea, dar nu, hai că vreau să stau aici. Păi, Ioane, fii întâi, o vezi pe fata aia, ia apel, că ai apel. Așa o sună, mă cheamă Maria. Bă, Maria, ce faci de frumoasă te... Și eu sunt el sunt, dar sunt în mintești pe șeful pe viață și batu-se, sclavul meu, îl cheamă Ioan. Alexandru Ioan Cuza. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, ce face dar în sel, doamne, deci îl spionezi și el ce face? E cu Ion să joacă pe calculator, ca de obicei. Ce? Și acum vă mulțumesc. Ce urât? Hei, a zis că urât, fata. Dar cum adică a avut cea a unui porc, adică, bă, aici, doamne, fraților, uitați, doamne, cât de prost e copilul ăsta, mi se pare absolut incredibil, uitați-l acolo în spate, bă, fraților, ăsta, i-a zis fata aia care fuge de porc, doamne, și el s-a dădea șmecher, mă, în fața mea. S-a terminat cu mine. Ce faci, mă, sunte, doamne, iartă-mă, s-a dus, mă, doamne, cât de prost e copilul ăsta. Doamne, ce faci, mă, să ia în gură cu lunelul, copilul ăsta, uitați-o. Ia, fiți atenți. A, nu vede papagalul. Ok, hai că am plecat. Bun. Acum, bă, fraților, bă, nu știu ce să mai zic. Prostul ăsta vorbește ca prost în continuu. Că numai asta știe să facă și s-a făcut de râs în fața unei fete. Adică, pa bune, ca de obicei. Papagalule, hai sus. Ok, ăsta strigă papagalul. Stați puțin. Hai că repede, mă duc repede. Sper că n-a ajuns acolo la coliviu. Nu, să nu mă fată. M-a văzut. Ce să-mi dus în colivie? Doamne, fraților, uitați-vă cât de prost e copilul ăsta, da și papagalul el, bă, ce să mai zic, adică, pe bune, e prost, mă, până la urmă, dar, n-am ce să mai zic, bă, adică, nu știu, mă mai duc o singură dată la el și să vedem ce se mai întâmplă, că chiar nu mai am chef, dar să vedem după, cred că chiar trebuie să-i aduc un papagal real, ca să nu zică ceva de genul, că, bă, stai puțin, Rafael, unde e papagalul, de ce mirarea, de ce nu mai el face ceva de genul, sau o să-i zic că l-am dus înapoi la reprezentanță, că au vrut oamenii să vadă cum se comportă la un om acasă, ceva de genul, în fine, hai că revenim. Bă, și le pot atunci cu atunci, bă, și le pot, am pericat, să fac cu limba la tine, Doamne, bă, ăsta chiar nu știe să aibă grijă de un papagal, mă. Hai la mine, hai pe mine, hai pe mine. Deci chiar nu știe să aibă grijă de un papagal, mă, frate. Dar cred că chiar fii atent că papagalul o să plece direct, că nu se mai poate așa ceva. A plecat papagal, Doamne, cât de prost e. În fine, bă, frate, ce să mai zic? Trollul, cred că a fost făcut. Că prostul, adică Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.